Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ziua internațională a persoanelor vârstnice sărbătorită la Onești. Simpozion la Biblioteca Cosânzeana despre iubire. Debut literar, versul reîntors în destin. Duminică 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a organizat un spectacol de zile mari. Evenimentul s-a desfășurat la Sala Polivalentă din Onești, iar vârstnicii au fost întâmpinați cu flori și cu bomboane, înmânate de către primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină și de viceprimarul Adrian Jilcu. Un mare număr de oneșteni au venit să-l aplaude la scenă deschisă pe Gabriel Dorobanțu, iar în deschidere primarul Neghină i-a salutat pe cei prezenți. Încă o dată bună seara și bine ați venit la acest eveniment de suflet. Un eveniment care a debutat în urmă cu 11 ani, în anul 2012, la inițiativa mea și cu sprijinul consilierilor locali. În urmă cu aproape 3 ani, promiteam în fața dumneavoastră că voi face tot ce îmi stă în putere și în priceperea mea. Iată acum la 3 ani, aproape 3 ani distanță, pot spune că Dumnezeu într-adevăr a fost lângă mine și lângă dumneavoastră, pentru că s-au întâmplat lucruri în oraș, sincer spunându-vă, mai mult decât mi-am imaginat la acea vreme. Pentru că nu toți dintre dumneavoastră aveți timpul, răgazul să parcurgeți orașul în lung și în lat, cu permisiunea dumneavoastră voi enumăra câteva proiecte care le-am implementat în acești 3 ani și aș începe cu cel mai amplu proiect, este vorba de modernizarea infrastructurii pietonale și rutiere și în același timp modernizarea mobilierului stradal. În acești 3 ani la Onești s-au montat, s-au modernizat peste 100.000 de metri pătrați de trotuare, peste 3.000 de locuri de parcare. De asemenea, au fost achiziționate și montate 420 de bănci, 400 de coșuri de gunoi noi, 15 locuri de joacă noi. Toate acestea care vi le-am prezentat din bugetul local, un efort mare pentru bugetul primăriei Onești. De asemenea, în aceste momente, fiecare dintre dumneavoastră vedeți zi de zi cum evoluează un proiect îndrăzneț, este modernizarea piațetei Casei de Cultură. Acest proiect, în urmă cu 7-8 luni, deși spuneam cu încredere că îl vom finaliza la finalul lunii decembrie, la momentul respectiv mă bazam doar pe puterea lui Dumnezeu. Tehnic nici eu nu credeam că se poate realiza acel proiect într-un timp atât de scurt. Însă acum pot să vă asigur că pe 31 decembrie vom sărbători Revelionul, trecerea dintre ani, în piața Casei de Cultură. În paralel, lucrăm la modernizarea spitalului. Peste 20 de milioane de euro se investesc în spital, în modernizarea spitalului și aparatură de ultimă generație. Se lucrează intens la 2 școli și o grădiniță, care vreau din nou să vă asigur că pe 31 decembrie trebuie să fie gata, făcută recepția. Se lucrează intens la noua stație de captare, cu sprijinul Raja. În luna mai, anul viitor, vom avea sursă de apă, vom avea la sfârșitul acestui an, dar cu probe undeva în jurul, în aproximativ în luna mai, vom avea a doua sursă de apă. Oneștiul nu va mai cunoaște întreruperi de apă. Număram zilele trecute 17... Număram 17
șantiere care se desfășoară în diferite stadii în Onești. Am observat iar un lucru foarte important, creșa, s-au început lucrările pentru construirea unei creșe noi, 17 proiecte în plină desfășurare și încă 20 urmează să înceapă. Pentru că în acești 3 ani, de când ocup această funcție, cu implicarea și sprijinul compartimentelor de specialitate, am reușit să atragem la Onești, să scriem proiecte și să atragem la Onești fonduri de peste 220 de milioane de lei, peste 45 de milioane de euro, la care se adaugă un proiect, la fel, foarte îndrăzneț, de care mulți nu își puteau imagina că va avea, se va mai întâmpla la Onești, reconstruirea barajului Belci, 43 de milioane de euro, obținuți prin apa Siret. Mulțumim celor implicați! Tot în acești 3 ani am achitat și 10 milioane de lei credite istorice de pe timpul celebrelor centrale de cartier. Îmi doresc ca până la finalul mandatului Oneștiul să nu mai aibă datorii. Aceste aplauze cu siguranță nu ar fi fost dacă lângă mine nu ar fi existat o echipă puternică, oameni devotați, pricepuți, care au pus suflet în tot ce se întâmplă în orașul nostru. Mă refer aici la salariații din cadrul primăriei, salariații din cadrul DPP. Consilierii locali, astăzi prezenți într-un număr mare în sală și le mulțumesc pentru că și-au făcut timp să fie astăzi alături de noi, care au susținut toate proiectele, în cele mai multe cazuri, în unanimitate. La fel, dacă nu i-ar exista sprijinul lor, cu siguranță, astăzi nu ar fi existat aceste aplauze. Și, bineînțeles, partenerii politici, pentru că, ca și primar, facem și politică, oameni verticali, oameni care au fost alături de mine, cu care am legat, oameni cu care am legat o prietenie bazată pe fair play și respect, oameni care răspund la telefon ori de câte ori sun și vin la Onești ori de câte ori chem când am nevoie de un sfat logistic, administrativ, pentru că au experiență administrativă mult mai multă decât mine, și în primul rând, oameni pe care îi sun atunci când am nevoie de bani. Pentru că în foarte multe proiecte am avut nevoie de susținere financiară și asta e cam cel mai important când ne apucăm de treabă. Protopopul de Onești, preot Ioan Bârgăoanu, a remarcat de la bun început numărul mare de tineri de vârste diferite aflați în sala polivalentă Nadia Comăneci. Este o onoare și o bucurie pentru noi de a fi în fața dumneavoastră. Eu o să-mi cer scuze că nu mă adresez dumneavoastră cu ziua vârstnicului, ci spunem că suntem aici tineri de diferite vârste. Orice om este tânăr cu sufletul, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața lui. Este o bucurie și o binecuvântare, mulțumim de invitație, pentru că suntem ortodoxi, noi luăm aceste epitrahile, care este un simbol al înțelepciunii și al puterii lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați la ceas, o să vedeți că și Biserica Ortodoxă poate să facă o slujbă în 3 minute. Cu siguranță nu în 50, nu 80 sau 120 cât vor trăi fiecare din cei prezenți în această seară. Avem un respect, o bucurie și vă mulțumim dacă vă invităm să ne ridicăm în picioare să facem o scurtă rugăciune. Vă mulțumim! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să spunem împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri. Lansare de carte la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Oneștene. Joi 28 septembrie de la ora 16 a avut loc lansarea de carte a profesoarei Doina Ionescu, un debut literar cu volumul de versuri, Versul Reîntors în destin. În deschiderea evenimentului, directorul Bibliotecii Oneștene Ionus Tenie a mulțumit publicului numeros prezent în sală.
Cel care a încurajat-o să scrie pe profesor Doina Ionescu a fost profesorul și poetul T.H. Ciobanu, iar profesoara Emilia Boghiu a fost cea care ne-a vorbit despre poezia profesoarei Doina Ionescu. Mă simt azi fericită, ca la catedră, doar că nu am tablă și cretă, ci am stiloul și poezia. E ca și cum aș preda teorema cărții de poezii. Am dat matematica pe poezie, care mi-aduce un alt fel de bucurie intelectuală. Mi-am notat câteva rânduri pentru că mă cuprind emoțiile, deși credeam că poate nu. Am dedicat cartea mamei mele, profesor de biologie Adela Oberia Ionescu, care m-a încurajat să scriu. Acesta este adevărul. Cum am început să scriu? Acum 18 ani, în 2005, mă plimbam cu mama prin parc. Îmi recitase o poezie lungă și foarte emoționantă și am primit un telefon de la fica mea, să nu spun copii pe care la copil, de la fica mea, și am simțit nevoia să scriu pentru prima oară. Am scos din geantă un stilou și o bucățică de hârtie cu pătrățele și am scris prima poezie, Poză cu nufăr, pe care neschimbată am inclus-o în volum, fiind prima poezie. Fac o paranteză. De fapt, în clasa a 9-a a fost un concurs organizat, toamna în literatură și muzică, și am scris atunci o poezie scurtă, nu am păstrat-o, doar am idee de ea, dar nu am refăcut-o, nu mai posibil, și am luat poezia în locul întâi. Eram în parc, deci, cu mama. M-am emoționat fundamental. Deci, cum am început eu să scriu? Acum 18 ani, deci mă plimbam prin parc, am luat un stilou. Da, apoi. Cu 6-7 ani, apoi am scris. Cu 6-7 am scris foarte mult și des. Cu 6-7 ani în urmă, întâlnindu-l pe domnul profesor T.H. Ciobanu, i-am spus, la întrebarea ce fac, i-am spus, scriu poezii. Nu a dat curs acestor cuvinte. Acum un an, de asemenea întâlnindu-l întâmplător, tot pe plăbatului dus, m-a întrebat ce fac și i-am spus, ferm, scriu poezii. Când m-a văzut atât de hotărâtă, ne-am așezat pe o bancă și am stat mai mult timp de vorbă și, printre altele, m-a rugat să-i recit ceva. Bineînțeles că i-am recitat ce aveam în clipa aceea în cap, în gând. M-a ascultat foarte atent, n-am citit nimic pe fața dânsului, nici că da, nici că nu, nici nimic, decât mi-a spus, Doina, dă-te rog niște poezii de ale tale scrise să le citesc. Eu, cu capul de matematician, întreb, câte? Domnul profesor, 10-15. Și eu zic, adică 30? Puțin realitate, așa cum fac eu uneori. Da. Și i-am trimis pentru prima oară scrise pe diana de laptop, printate de mine, am 37 pentru prima oară, peste câteva zile. Mi le-a trimis înapoi, dar lângă fiecare poezie era un comentariu. Apoi, bine, a fost o statistică, sigur, a comentariilor, poeziilor care au comentarii favorate. Comentarii de care, bineînțeles, am ținut cont întotdeauna. Apoi, să mai dau și alte poezii, de când repetat, de câteva ori, până la urmă, domnul profesor mi-a citit sute și sute de poezii. Și apoi comentarii lângă fiecare poezie, câteva cuvinte, la unele mai multe, la altele mai puține. La care am încercat, sigur, să respect toate indicațiile, dar toate, Sorin, fratele meu, mi-a spus, ascult ce spune domnul profesor. Așa, și la unele, de exemplu, mi-a spus să mai scurtez una dintre poezii, puțin lungă. Am încercat. Dar a rămas ca un pe doar cu așa. Am tăiat și nu mai avea. Astfel încât n-am putut decât să o retrimit din nou domnului profesor și a zis bine. Vineri 22 septembrie, de la ora 17, la Biblioteca Cosânzeana din Onești, a avut loc simpozionul despre iubire. Evenimentul a fost organizat de Clubul Elevilor Liberali, în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu Rosăti Onești și Acum TV. Evenimentul a fost moderat de Victor Plutașo. Ca profesor cu atâta experiență de atâția ani, toată viața
ce noi avem copii defecți, stricați, chiar trebuie să-i corectăm, să-i dreptăm. Nu, ar trebui să schimbăm puțin abordarea. Și, din păcate, destul de târziu am făcut experimentul să, așa, pentru că a avut succes, experimentul de a corecta cu roșu și cu verde. Adică, dacă scrie s-a legat când trebuia să ligoare A, trebuie să corectez cu roșu. Asta e situația. Dar, dacă a scris ceva bun, eu sunt convinsă foarte mulți profesori nu fac asta, să-i scriu pe margine, un bravo, sau o figură veselă acolo, ceva, wow, ia uite ce idee faină. O să găsesc ceva care să-i dea aici. Și uite, asta ar putea avea un efect pozitiv. Sau atunci când greșește, în loc să îl cert, aș putea să spun ce bine că ai greșit. Uite, acum o să ții minte, nu o să mai scrii niciodată greșit sau nu o să mai consider că e altfel. De așa ar trebui să fie, dar vedeți dumneavoastră că e destul de complicat. Că eu, în fața elevilor mei, nu sunt nici mama lor, nici prietena lor. Eu sunt profesoară. Și, îmi place sau nu, eu trebuie să-i învăț. Ori învățarea nu e așa simplă și frumoasă și prindenă cum poate uneori mi se pare. Există specialiști, spun, o groapă a învățării. The Learning Pity, celebrul desen, groapa învățării. Adică pleci de la intenția că vreau să învăț un lucru complicat la matematică, la fizică, așa? Și la un moment dat simt că nu înțeleg, că nu pot, îmi vine să las baltă tot și ajung pe fundul gropii, ca să zic așa. Și după aia încerc un pic și văd că e și un exercițiu. Uite, merge, ia să mai încerc unul, ia încă unul și încerc să mă ridic și ajung. Dar dacă vreau să fentez și să sar peste groapa învățării, nu merge. Da? Trebuie neapărat să trec prin chinul acesta. Și atunci eu, profesor, trebuie să merg pe sârmă între dragostea față de elevii mei și severitatea și rigoarea și exigența necesară a învățării. Și cum să-l faci să înțeleagă că nu-i atac la persoană dacă încerc să întreb ceva? Cum să faci să încaseze lecția umilinței că trebuie și în același timp să rămânem în bune, într-o bună legătură? Cum să faci să îi dezvolți rezistență la frustrare? Că dacă eu nu mă laud și nu mă zic, vai ce minunat, ce nemaipomenit, el ajunge să crească închipuit. Să-i se pară că, gata, face numai lucruri minunate și bune și să nu mai aibă control, să nu mai aibă autocenzură. Eu trebuie să-l învăț și asta. În ultima ședință a legislativului local, primarul comunei Dofteana Ioan Bujor, aleșii locali, în prezența reprezentanților CRAB, au purtat ample discuții pe tema implementării sistemului de alimentare cu apă și a canalizării, proiecte pe fonduri europene. Trebuie să vă răspund punctual. Deci, sunt două lucrări pe acest OATE. Două contracte de lucrări. Cele 5, care este extinderea canalizarea și cele 7, reabilitarea adopțiunii. Și ne oprim la cele 7, unde avem contract de lucrări atribuite. Da? Așa. Dumneavoastră aveți... Ați făcut atribuirea contractului de lucrări? Da. Cu urma a fi... S-a finalizat. Deci s-a desemnat executantul lucrării. Avem antreprenorul, da. Corect. În schimb, nu avem autorizația de construire pe care să o punem la dispoziție. Păi bine, dumneavoastră ați solicitat predarea amplasamentului întâi. Și după aia e emitiți autorizație de construire? Nu, n-am solicitat prezdare. Păi nu, dar eu am citit astăzi, eu de la 6 sunt la primărie. Georgiana, scrie așa? Despre predarea amplasamentului. Le răspunde Elenuța, nu dați din cap. Predarea amplasamentului, care va fi necesară pentru semnarea în un contract de finanțare. Deci să obține autorizația, să cred că ceva nu e clar. Să obține autorizație de construire pentru lucrare și aici suntem la, avem nevoie de avizul dumneavoastră pentru planurile topo. Da? Pentru OCTI. Așa. Cu planurile realizate de OCTI terminăm procedura de obținere autorizației de construire. Nu e vorba doar de OAT Dofteana, mai sunt și alte OAT-uri cu care am rezolvat subiectul.
apoi ordinul de începere și predarea amplasamentului către antreprenor. Așa suntem. Până la predarea amplasamentului mai verde. Poftim? A terenurilor. Da. Acum, investiții diferite la Dofteana față de cele aprobate de Consiliul Local în 2020, n-aveam. A crescut valoarea datorită inflației, războiul și COVID-ul. Inițial avea investiția pe Dofteana, era de Dofteana de 45 de milioane de lei. Acum devizul a ajuns la 61,7 milioane de lei valoare de investiții pe rețea de distribuție apă, canalizare și această rețea de aducțiune de la spre Cărbani. La stația de epurare. Sigur. Da. Deci, fosta doamnă director înaintea dumneavoastră a participat aici la o ședință și întrebarea mea a fost următoarea. Faptul că s-a diminuat valoarea și am întrebat, domnule, dar din ce motive nu mai avem, noi am trecut în inventarierea domeniului public suprafața de 4.500 de metri pătrați, cred că zic bine, pentru o stație de epurare. Răspunsul a fost acela că o să pompați către stația de epurare Târgu Ocna. Da, sunt în condiții în care bogata nu se raportează. Deci aici unde suntem nu sunt prinși în acest proiect, dar se poate racorda pe parcurs, aia nu e eu. După cum știți, Polimul se închide 31 decembrie 2023. Noi anul ăsta și la asta lucrăm acum, avem termen 30, nu noi, autoritatea de management trimite la Comisia Europeană, etapizarea. Din cei 216 milioane de euro decizii de finanțare pe Polim pentru investițiile pe proiectul acesta, noi reușim anul acesta să cheltuim aproape 20 de milioane de euro. Diferența merge în PDD. Asta ce înseamnă? Că vom face o nouă aplicație de finanțare și sunt eligibile. Ghidul în consultare a fost publicat de Autoritatea de Management vineri, cu posibilitatea comentării 20 de zile. L-am studiat și noi ce nu e prins în momentul de față. Poate face obiectul unui studiu de fezabilitate. Deci ce nu e prins? Da, pentru că prioritare sunt localitățile cu peste 10.000 de locuitori echivalenți, dar și cele sub. Haideți să vă spun, am ajuns în punctul când nu aș vrea ca să depășesc lucrul acesta. Noi, Primăria Dofteana, în urmă cu 2 ani de zile și nu numai, și am actualizat și anul acesta, în baza unui studiu cost-beneficiu, unei analize cost-beneficiu, strada Valea Câmpului este scoasă, am scos-o noi, de pe canalizare. Motivul este acela. Și l-am explicat în analiza cost-beneficiu făcută de către o echipă de specialiști. Așa, întrucât casele sunt foarte rare pe o suprafață de teren care este destul de abruptă și la rândul ei nu ai cum ca să bași canalizare acolo când casa e o diferență de nivel de câteva zeci de metri și să, cu stații de pompare și așa mai departe, și motivul ar fi acela. Dacă am propus către dumneavoastră și există documente scrise, să rămână scoasă pentru că noi am modernizat drumul și în condițiile astea putem să trecem exemplu Bogata, cel puțin cei care sunt aici la DN12 și tot trecem cu conducta pe partea asta, ne racordăm și racordăm Bogata la canalizare în locul ăla. Doamna director, ca noi să ne lungim și domnul dirigent discuția, haideți să vă propun următoarele și propun și Consiliul Local. Din punct de vedere tehnic, îl amânăm, ca să nu ziceți că îi dăm aviz negativ azi, îl amânăm. Haideți să ne vedem săptămâna viitoare ce vrem noi. Știm că vrem să facem cu toții bine. Și gaze, și canalizare, și aducțiune. Și știu că la 2023-31 decembrie se încheie și pierdem finanțarea. Dar haideți să venim cu detalii tehnice și imediat vă promit că în aceeași zi după ce ați plecat, fac o ședință de îndată și îi dăm avizul pozitiv, dar să ne faceți demonstrația în teren faptul că încape canalizarea, aducțiunea de apă pe care spuneți dumneavoastră și conducta de gaze. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Marți, 3 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 24 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 8 grade Celsius. Miercuri, 4 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.